Traian Băsescu intervine în scandalul momentului, avertisment după decizia CCR, puteau desfi încaserei sau treceau la SIE. Decizia CCR privind Comisia Parlamentar de Anchetă Activit-5 subliniere F-ului SPP este absolut corect, consider presubliniere din TelePMP, Traian Băsescu. Absolut corect nere decizia CCR. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat dacă o aprobau. Ar fi creat un precedent care să vin pe urmă sublinierei la o comisie special care se desfinceze SRI-ul sau se le mute sublinierei la SIE subliniere.a.m.d. Deci Curtea Constituțională a procedat absolut corect. Nu-i treaba Parlamentului să fac comisii speciale de anchet pentru un serviciu care este în subordine axat sublinierei nu a Parlamentului. Ei pot face anchete în ceea ce privește subliniere TSRI-ul, ce le au constituționale sub control. Pot face anchete în ceea ce privește subliniere TSE, ce le au constituționale sub control, dar SPP-ul este sub controlul XAT, a precizat Marci Băsescu, după subliniere din ca Consiliului Executiv Național al PMP, conform Ager Press. Comisia Parlamentar de Anchetă Activit-5 subliniere F-ului SPP nu are un obiect concret de cercetare, a subliniere acum prevede regulamentul activit-5-lor comune ale Camerei Deputaților sublinierei Senatului, a constatat marci Curtea Constituțională a României, care a admis sesizările PNL sublinierei USR cu privire la neconstituționalitatea hotărârii prin care a fost înființat comisia.